Bună ziua și bine ați venit la un nou interviu aici în studioul Pagina de Media. Vom vorbi astăzi despre publicitate și televiziune, pentru că, într-un fel, se întrepătrund aceste două zone. O să vă zic cum, înainte îl introduc rapid pe, pe invitat, adică Bogdan Naumovici. Bogdan Naum Naumovici, bine ai venit, ai revenit, în studioul pagina <cute> de ajută, media. Salut, bine, bine te-am regăsit. Acum ai revenit și ca om de televiziune, o să spun de. O să spun om de, ce de televiziune. Imediat. Normal. E mult. L-am chemat aici pe Bogdan Naumovici pentru că începe Ai Umor, începe un nou sezon Ai Umor, știți emisiunea aceea în care dacă o să căutați pe net s-ar putea să mai îl găsiți și pe cel care vă vorbește acum. Începe această emisiune, cum spuneam, cu o nouă poziție luată cumva din publicitate. <coughs> Sună telefonul, poți să răspunzi, poți să răspunzi, nu răspund nimic. Ai Umor acum are și un director de creație, este cel care e în fața mea, adică Bogdan Naumovici, director de creație la Ai Umor. Eu știam că e în publicitate funcția asta. Și eu la fel știam. E, bă, cred că e o funcție nouă întâlnită în, în structura Ai Umor, dar din câte știu există funcția asta prin, pe la alte emisiuni. Cred că Batista face chestia asta la România la au România Talent, talent da. cred că e aceeași titulatură. Sunt, nu știu, amănunte, nu știu să spun câte alte emisiuni au director de creație, dar asta s-a simțit probabil nevoia și la umor. Uh, și m-au chemat pe mine să, da, da, să colaborăm da, pe acest proiect. Cum ai ajuns? Cum te-au chemat? Cum ai așa din toată liniștiți? și a venit un telefon, nu? Și a venit un telefon, exact așa. Eu am mai lucrat cu uh, cei din antenă în multe ocazii, adică, mă rog, începând cu campania antiplicticeală din ah, 2001. Da. Celebru spot cu mașina care și-a cumpărat. Cu baba și pe, volanul, da. Da, pe da, da. da. YouTube. Uh, E de începând de acolo. După aia, noi am mai avut diverse colaborări. cu Le-am făcut la jumate Pungro, le-am lansat Homes Pungro, Jobs Pungro și așa mai departe, Cars Pungro. Am tot colaborat pe partea asta. Iar acum m-au sunat, mă știu cu oamenii, m-au sunat. Cine te-a sunat? M-a sunat, cred că Mihai, Mihai Ioniță, CEO Antena 1, m-a sunat să, vei, să ne întâlnim, să vorbim despre o, o colaborare, despre un proiect. Și mi-au propus chestia asta, mi s-a părut interesant. Deci ce ți, -ai, ce ți -ai? Bă, Noi ce vrem de la tine? Ce vreau eu de la tine? uite Bogdan, noi vrem asta de la tine. Cam ce? Băi, eu așa, există foarte multe uh, idei în jurul acestei emisiuni, este o libertate totală de creație. Um, și vrem să vedem că se și întâmplă Ce gândim și ce toate ideile alea Se și pun în practică um, Echipa care s-a ocupat de umor până acum uh, Și cred că se a ocupat foarte bine Anul trecut a avut foarte multe proiecte Au făcut și Stand Up Revolution Și România are rost Și Splash vedete la apă uh, au făcut foarte multe proiecte și când ești foarte aglomerat, îți mai scapă din, din uh, amănunte. N-ai timp suficient să stai pe, pe momente, pe casting pe, și așa mai departe. Uh, și au simțit nevoia să mărească echipa asta și m-au sunat pe mine. Și ce ți a spus? Tu trebuie să faci uite asta. Da, am un contract în care este destul de limpede ce trebuie să fac: conceptul noului sezon. După care să, supra, să supervizez, nu știu cum să-i spun, să supervizez castingul, adică ce numere vin la uh, Ai Umor, bucata de scenarii, bucata de ce se întâmplă cu numerele respective, cum se cum se uh, pun în pagină, uh, textele pentru invitați special, numerele speciale. Uh, o să vedeți o rubrică, va fi o rubrică nouă, de exemplu, din sezonul ăsta, uh, uh, în. în uh, nu, nu vreau să dau spoiler, că mai sunt două zile până Când începe, dar va fi, va fi o rubrică nouă, care ea trebuie scriptată, trebuie gândită, trebuie uh, aleși invitații, sau, mă rog, cine sunt personajele, după aceea, cine impersonează personajele, care sunt actorii și așa mai departe. Uh, dar cumva ce mi-am asumat eu, deci casting uh, să supraveghezi regie, să supraveghezi toate lucrurile din, din emisiune uh, ce mi-am asumat eu însă la, la, povestea asta este cumva fiindcă eu vin în publicitate unde poziționarea brandului și așa mai departe, brandul, esența brandului este întotdeauna primordială pe aia nu trebuie să o înșel niciodată Uh, cumva și eu, bă, asta am încercat să insuflu în la ai umor. Băi, se cheamă ai umor, are un slogan, ai umor, ai umor sau te umor. Da? Asta era Atunci, sloganul, da? Așa era sloganul. Atunci, ce avem noi de făcut este să ne asigurăm că tot ce e în emisiunea asta uh, are umor. Te face să râzi. E amuzant într-un fel. Uh, emisiunea este extrem de complexă. Uh, eu vredeam zilele trecute, nu știu cum se întâmplă, cum de cum ea de, se și petrece fiindcă, na, în publicitate, chiar și când aveam departamente mari de creație, să spunem, cumva aveam control la tot ce se întâmpla, știam... Mm -hmm ce se filmează, de eventual filmam eu, PPM și așa mai departe. Știam... Era și mai puțin că aveți filmat un spot care avea în total cu Sigur, toate pro... 30 pro... de secunde. Da, problema nu, e, problema nu e de lungime. Problema e că aici se întâmplă foarte multe lucruri în paralel. Că tu ai ce se întâmplă pe scenă cu concurenții și uh, cu invitații și așa mai departe și juriu, da, jurizarea. Dar ai în paralel în holding unde stau toți ceilalți invitați, unde se întâmplă lucruri. Acum va fi, de exemplu, noutatea sezonului că va fi Robert Tudor magicianul, uh, va fi Jolly Joker în Asta. el face va, fi, lucruri, va, va, va fi tot timpul face jumbuș lucruri cu, cu concurenții care stau și așteaptă e, lucrul ăsta se filmează în paralel cu ce e pe scenă nu poți să le vezi pe amândouă, nu poți să le supraveghezi pe amândouă și trebuie să ai încredere că cine face treaba aia acolo, o face bine juriu, înainte să intre la, la jurizare să se întâlnească cu concurenții și așa mai departe în camera jurului au o bucată de reality show în care stau două ore, o să vedeți, joacă niște jocuri se întâmplă lucruri cu, uh -huh. cu ei Uh, iară, iar nu poți să fii și acolo și uh, dincolo. În, în, cealaltă cameră sunt prezentatorii și cu Robert Tudor până să înceapă emisiunea, care au, ei, au și reality-ul lor. După ce se termine emisiunea, se fac de filmat, uh, se fac uh, testimoniale cu cum a fost toată ziua, cu jurații, cu prezentatorii, cu nu știu. E, toate astea sunt făcute de, oameni, de echipe separate care trebuie să fie complementare, să știe toată lumea să știe ce s-a întâmplat la o ca să știu ce îl întreb după aia, la 1 noaptea, când se termină filmarea, cel între la testimonat, tu trebuie să știi ce s-a întâmplat la, la jurizare. Și toate chestia asta e o, e o logistică Uh, interesantă, mare și cu, cu... Unde trebuie să delegi. Trebuie să ai încredere că lumea face treabă. Și era un proces cu care nu eram așa de obișnuit. Eu să am încredere că face toată lumea C treabă. Erai studiază să control? Să cumva, da eram era mai... Era mai freak uh, da, nu? E mult zis control-fric, dar asta e. În meseria mea era în charge cumva ca director de creație. Știai ce se întâmplă. La, la, aici trebuie să ai încredere că se întâmplă lucrurile. Și ieri am văzut primul montaj. Am văzut emisiunea care va intra apoi mine. Mm -hmm. Um, care va intra sâmbătă seară. Uh, și am avut, m-am liniștit. Toată lumea și-a făcut treaba bine. O să vorbim. Vreau să iau părând tot ce ai zis tu că ai făcut. Că e acolo pa. Deci, o dată. Conceptul. Tu ai schimbat uh, ai umor sau... Nu, nu, nu. nu. Ai umor sau te umor. Rămâne sloganul emisiunii. Dar un conceptul sezonului este terapie prin comedie. Uh, și am făcut un promo, am făcut o uh, poveste cu terapia asta prin comedie. Uh, terapie pe care am vrut odată să o, să o facem publicului. că uh -huh. Mi se pare că e nevoie de râs. nu, nu sunt vremuri mișto, afară, așa, de la război la uh, facturile de gaze. Uh, și cred că lumea are nevoie de terapie după ani de uh, pandemie, după an, război, după cred că avem nevoie de niște terapie de asta prin comedie. Uh, e o terapie adresată juraților care, cumva mi se pare că după 13 sezoane erau nițel intrați într o rutina uh, uh, acestui show și cumva era greu să-i mai surprinsă, să mai râdă la ceva, că au văzut, îți dai seama, au văzut probabil, au, au, văzut vreo 2000 de numere în 13 sezoane adunat. Deci, probabil că ai văzut toți cercarii, toți stand up toți, știi? Da, uite, mai e, mai e ceva, e ceva nou totuși, că acum o, mai e primul sezon fără bendeac. Uh, ai mai avut jumătate de sezon fără jumată, că A fost ca da. uh, s-a întâmplat, dar uh, e un sezon Da, fără... e primul sezon fără, fără uh, Bendeac în juriu. În locul lui vin Bordea și cu Corta. De fapt, nu în locul lui, în locul lui a venit Costel. După Costel, acum uh, îi avem pe Bordea și pe Corta. Um... Faptul da. că nu e acolo el în, în juriu a. Cea... Ce te-a făcut să mai schimbi sau să adaugi pe mine, sau pe mine să, mă, arat, să Pe, pe mine, ajutezi? cumva. Eu am vorbit cu Mihai Bendeac, înainte de sărbători, dacă să vină sau dacă revine sau nu revine în, în juriu. Evident că el era prima opțiune la un show deja de tradiție și așa mai departe, de atâtea sezoane. Nu a vrut să revină în juriu, deci am rămas a rămas locul liber, ca să zic așa. Și asta fiind realitatea cu care ai de lucrat, cumva eu i-am găsit, sau mă rog, eu am văzut-o pozitiv. Pentru că cumva era multă lume, de la public până la echipă, care se baza cumva pe Bendeac. Băi, dacă nu e cine știe ce număr pe scenă, las că face Bendeac jumbuș lucruri. Um, și a existat această, am simțit această, eu i zice, inerție, puțin, știi? Uh, mie mi s-a părut mai interesant. Bă, chiar okay, avem un nou challenge, Noi trebuie să facem un sistem care să meargă indiferent de cine e acolo sau nu e acolo. Sigur că trebuie să țin cont de particularitățile juraților, dar noi trebuie să facem un show care să stea în picioare singur, nu uh, sprijinit pe ceva, pe un element, oricare ar fi el. Uh, și sper că am reușit lucrul ăsta Adică să ai numere haioase Să ai uh, uh, jurizare haioasă Să ai testimoniale mișto Să ai reality uh, bun cu jurații Să ai ce se întâmplă în holding mișto Să ai ilustrații mișto cu toți jura, cu toți concurenții înainte uh, Așa o să ai un show L-am văzut, ți-am zis, l-am văzut acum Și m-am bucurat foarte tare Pentru că, într-adevăr, râzi și vine râsul de multe locuri Adică nu mai vine din, din Sau prioritar, să spunem De la un jurat Nu, el vine de tot felul de locuri. Vine din trăzneile lui, din concurenții, numele de pe scenă. vine din jurizările lui Chielul Delia, lui Corta, lui Borda, de cum sunt, de particularitățile lor. Uite, Corta, îți dau, o să vezi, de exemplu, Corta uh, uh, zice, băi, am televizor, m-am uitat la televizor de 17 ani și el nu știe pe nimeni din oamenii chiar dacă sunt oameni cunoscuți care au mai fost uh, uh, la show sau care sunt pur și simplu cunoscuți în lumea media, așa, în lumea entertainmentului de televiziune. Și el nu știe cine, cine asta îi lasă pe bordea, de exemplu, să-i facă tot timpul mișto, să-i spună, ăla, e, un senator și de pe vremea lui să vezi ce s-a întâmplat. Nu mai poți să mai mel melci tot timpul, a dat o lege. Și ăla, evident că nu are nicio legătură omul ăla cu povestea lui Bordea. Deci ai, ai mici bă, surse de tensiune și de umor de pe peste tot. Și treaba noastră a fost să le, să le găsim, și să le, să le mulgem. Ei, asta vreau să Unde a fost mâna ta? Adică unde simțim că, e... uite, mă, aici a fost mâna lui Naumovici. El a zis că ar fi mai bine să facem așa. Eu n-am lucrat singur la emisiunea asta. Asta, nicio secundă. Adică, noi, am, tot ce s-a conceput, s-a conceput în niște ședințe, niște brainstorming-uri cu destul de mulți oameni. Um, unde cred că am avut eu o influență mai mare, mă rog, în afară de asta, că -am zis, eu i-am zis terapie prin comedie și am făcut promo și ce știu eu să fac, publicitatea, uh, să zicem, de la, de la povestea asta. Dar, dincolo de asta, unde cred că am avut uh, uh, o influență este în. Uh, uh, Trasul întregii echipe înapoi la bază, la fiecare număr. Hai să ne gândim, de, de, și hai să ne mai gândim puțin, nu ce ne-a venit la prima mână. Hai să ne mai gândim, nițel ce putem să, uh, cum putem să schimbăm numărul ăsta, să-i dăm o premiză haioasă. Deci, cumva, eu cu asta am venit, uh, nu știu dacă e nou, pentru că eu am mai făcut asta până în sezoanele 2-3, până, până la începutul emisiunii. Ele, în rutina asta, așa, s-au mai uitat în lucrurile bune pe care le făceau, s-au mai pierdut pe drum. Și le-au mai. Acum ne-am uitat la sezonul 2, de exemplu, care a fost un sezon foarte bun. Ne-am uitat la el să vedem băi, ce am pierdut de acolo. Ce făceam. Uite, de exemplu, îți dau un exemplu simplu. Pandemia. În pandemia ne-am mai avut public live. Și s-au pierdut niște reflexe. De exemplu, nu mai vedeam în... chiar și în sezonul 13, deși aveam public în Gradenă și public culmea care vine de bunăvoie și caios și așa mai departe, se distrează, nu-i vedeam aproape deloc în, în emisia TV. S-au dezobișnuit sără, se dezobișnuit să operatorii să mai stea cu cadre de pe... pe, pe pur și simplu s-au dezobișnuit. Și când s-a a trecut pandemia și au venit oamenii înapoi, au rămas în obișnuința aia. Știi, că sunt lucruri explicabile, e firesc, înțeleg cum s-a întâmplat procesul, dar nu înțeleg de ce nu am cadre cu oameni, cu, cu, public care se amuză, care dau cu ei, eu de acasă cu ei mă identific, nu mă identific nici cu jurații, nici cu concurentul. trebuie să fie ceva amuzant ca să se amuze, știi? Păi, dar ei râd, mă. eu am fost la filmări, la filmări îi văd râzând, de ce nu-i vedeam și pe ecran? <gântu> știi? Asta era uh, povestea. Da și, da, cum? da, și, ce ai venit tu? Zic, ce să și, -am facem? venit, și am venit și ce am făcut eu, de exemplu, a fost ca să încercăm ca la fiecare număr pe care îl pregătim să, fim, să, ne, să ne asigurăm că are o premiză Amuzant. Că pleacă de la o premiză amuzantă. Acum, cât de bine se întâmplă, depinde de concurent, evident. Dar să mă asigur că nu e o chestie care nu pleacă flat, nu pleacă plictisitoare de la început, sau mediocră, sau serioasă. Asta e un show, știi, uite, de exemplu, la, la România au talent, e mai simplu puțin, că tu poți să te duci mai simplu nu e simplu, dar e în sensul că acolo pot să am numere și amuzante, și epice, și emoționante. Aici, cumva, eu trebuie să le am pe toate fanii. Nu, trebuie, nu, eu nu pot să mă duc... Eu n-am voie să-mi fie milă, să fiu empatic cu concurentul ăla, eu de acasă. Eu nu, eu, este un show care trebuie să-și să asume amuzamentul. E umor, nu e altceva. Uh, și atunci toate astea trebuie să, degeaba am eu, îți dădeam, vorbeam despre asta, îți dădeam un exemplu pe care îl, îl, îl culme că nu-l nu avem deocamdată în emisiune, dar a fost în, în brainstorming și în discuție. Aveam o femeie, uh, uh, fakir își spunea ea, care venea cu un șarpe, o dresoare probabil de cu șarpe cu piton de la mare, 30 de kg, 40 de kg de șarpe. Um, și asta era tot Deci avem o femeie cu un șarpe Cu fakir Asta era ce am primit de la casting Ok, și ce facem cu femeia cu șarpele? Bine, se încolocește șarpele Îi sperie puțin pe jurat Și cam mai ce poate să fie să fac cu șarpe da? Și eu am venit și am zis Bă, nu, hai să facem altă jmecherie cu șarpele Hai să-i dăm un voiceover Cu un, din off, un actor Și facem, o îmbrăcăm pe o femeie uh, Sumar, drăguță, așa Nu uh, sexy, nu uh, vulgar Uh, și facem momentul ispitirii Evei din, din rai cu șarpele și punem o voce șarpelui și îi dăm, îi dăm replici șarpelui și nu vorbește de sus. Și se duce șarpele și îi ispitește pe chelul cu niște tuică și pe, cu pe cu Delia stas, pe da, țuic, e fan țuică. Ah, nu, uh, e fan țuică, e place, și, <laughs> adică mai, și mie, de exemplu, îmi place țuica mai mult decât uh, whisky sau altceva. E și ele e fan țuică nu e important. Uh, îl ispitește pe chelul cu niște... Uh, tu vrei să mă duc să-i spun că îl ispitește cu o frunză. Știu eu unde vrei tu să te duci. <laughs> da? Uh, dar îl ispitește cu niște țuică. Pădelea nu e. Pădelea e supărat sarpele pentru că are geanta de piele de sarpe. Și au omorât pe sărățiorul lui. Și, eh, și din povestea asta, după aia, vedeam cum se întâmplă dialogul, și cât sunt de replicile, și ce se întâmplă cu uh, interacțiunea cu jurați. Dar cumva plecai de la o premiză care poate să fie fani. Versus am o femeie cu un șarpe. Dar asta uh, am încercat eu să aduc în în uh, discuțiile astea uh, și m-am -am bucurat să văd că echipa, în general, a, a chiesat foarte bine la povestea asta. Ni, nimeni nu-și dorește să facă un show plictisitor. Toată lumea își dorește să facă un show fanic. Păi și asta vă întreb, care a fost reacția echipei? Că tu tu ești un outsider, știi? A, nu ești... a, a, complet outsider. Uh, Băi, a fost mai bună decât mă așteptam. Uh, Nu-i cunoșteam uh, pe nimeni, nici pe Claudiu Oprea, care e realizatorul general la povestea asta. Uh, pe nimeni din echipă nu cunoșteam dinainte. Nici producătorul, nici nu știam. Uh, ne-am cunoscut aici și zic că ne-am sudat simpatic în astea vreo două luni, trei luni de când lucrăm la ea. Uh, a fost nițică inerție așa, dar nu, nu nimic, adică, firesc și nimic deranjant. Uh, tot, zic, șmecheria nu e și nu e că a venit la Omovici. Jmecheria e că, bă, dacă putem să facem o emisiune mai haioasă, totul lumea atrage să facă o emisiune mai mișto. Nimeni nu vrea să facă o emisiune proastă. Totul lumea vrea să facă o emisiune bună. Evident. Știi? Doar că probabil că prin și multe proiecte erau e greu să te mai focusezi pe unul și, și asta am încercat. Bă, hai să l facem mai scurt, hai să, hai să l facem să nu ne lăcomim, să facem show-ul mai scurt, să nu avem burți în el, scoatem, nu lăsăm de dragul, hai să umplem timp. Nu mă interesează. Mai bine fac o emisiune mai scurt ești deci mai mai bună decât o emisiune mai lungă și care trenează. E un avantaj faptul că tu erai obișnuit să lucrezi cu lucruri condensate de, 20, de 30 de secunde, de un minut? A, zice că da. Uite, de exemplu, um, să-ți dau una asta din casă. Una din regulile de la, de la IOMOR um, era că nu întrerup concurentul orice ar fi. De, nu, nu că nu-l întrerupi în, că n-ai o replică în timp ce el vorbește, că nu-i întrerup numărul. Numărul este cât de lung vrea concurentul să fie. Um, și au fost cazuri în alte sezoane, a venit unul și a recitat epigrame de ale lui o oră jumătate. Uh, e, eu, asta e o chestie la care eu m-am opus foarte tare. Zis, băi, nu se poate. Că tu ce sperai este că din exasperarea juraților vor ieși niște chestii haioase. Că numărul după scenă nu mai era haios de mult. După primele 5 minute nu mai era haios. Da? E, mi s-a părut că e un preț prea mare pentru un câștig prea mic. Uh, exasperarea aia se obține și după 10 minute, un sfert de oră. Nu trebuie să stau o oră jumătate. Uh, apropo de lucrurile condensate cu care eu mă obișnuiesc să lucrez, adică prefer să am 12, 13, 14 numere într-o zi de filmare decât să am 8 din care unul a durat o oră jumătate. În care toată lumea e sătulă, toată lumea e plictisită, cum mă mai aduc eu înapoi pe juratul ăla în starea de, că el s-a exasperat. Am obținut niște chestii haioase din exasperarea lui. Dar după vine alt concurent săracul. Și asta îl prinde pe juratul meu exasperat și turbat. Și pe echipa de filmare la fel de turbată, care a pierdut o oră jumate cu o, o, o sală, de, ah, nu știu, ah, cu tot și... cu, tocul, cu tocul, uh, publicul din Gradenă, cu cei vreo 100 de oameni din Gradenă, sunt vreo 200 de oameni care lucrează acolo, cred, cu concurenți, cu tot ce vrei. Păi nu poți să-i ții 200 de oameni pentru un nebun care vrea să stea el o oră jumate pe, pe, pe scenă. Uh, uh. Și am făcut numere mai scurte, mai condensate, mai fanii. Și cred că, eu cred că eu am văzut emisiunea, zic, sunt foarte încântat de ea. Dar tu ce ai luat din experiența ta de publicitar, ce ai adus acolo în, în, în emisiune? În ce ai și scris, nu? Cred că, nu, n-am scris. Ah. Nu am scris nimic Am scris spotul, promo, dar nu, n-am scris nimic la, la, show. Există o echipă de scenariști, nu, nu Am vorbit cu ei, am, am vorbit cu ei, am zis tematicile fiecărui moment, de exemplu. Fem, cum ziceam mai devreme, femeia cu șarpele eu, ispita. După aia n-am scris eu textul șarpelui. Da, sau nu l-aș fi scris eu, că nu apare acest număr. Așa, uh, deci ziceam ce ai luat din, publici, din experiența uh, ta de publicitate. Eu cred că, că cel mai tare asta, disciplina de a te întoarce la esența uh, poveștii. Deci, dar de nu te pierde în... în să te ia valul. A, și ce mișto ce avem? O femeie cu un șarpe. Bă, ce tare, șarpe! Sau, nu știu, gândește că avem, avem un tip cu... Uh, o să-l vedeți în prima emisiune. Uh, e un român care și-a făcut un uh, uh, hoverboard pe care, cu care zboară. Mm. Păi și e fanii asta sau? Uh, pe vezi, ai zice că nu e fanii, că e doar spectaculos. Exact. Uh, L-am adus la. i-am făcut o premiză să fie fani. <laughs> asta, asta spun. Adică toate lucrurile care... Că puteai să te oprești la spectaculos. Păi, ce tare! Știi, se ducea povestea asta. Și ce băi, Haios, dar, și eu de fiecare de ce am bun, dar ce e haios, de ce e aici? De ce e la umor și nu e la uh, România o talent? Sau la, alte, la, alt show? De ce e aici? De, dar chiar înainte, uh, tu când te uitai la umor, râdeai? Nu prea mă uitam la umor. Acum știu, gata, zic, de nu, cât să zic ceva mai nu, mai bine, nu, nu ascultă -mă, nu, nu prea mă uitam la umor, la emisiune, vedeam momente pe net, și momentele alea, pentru că le vedeam la mine ajungeau că erau foarte virale, erau bune. Adică era, nu știu, micuțul cu numărul lui de stand-up despre pop și despre Biserica Ortodoxă. Am râs. Da, erau erau rostuleți. Am văzut rostul tău. Am văzut, dar care ajungeau la mine pe net. Nu ajungeau, că nu m-am așezat în fața televizorului să dau drumul să mă uit la emisiune vreodată. Dar când, când te-au luat aici, a trebuit să o faci și pe asta. Da, să-mi fac abonament pe Antena Play să mă uit la... E, și atunci te-ai uitat și ce ai văzut? M-am uitat. Uh, am văzut, nu, nu m-am uitat la 13 sezoane, m-am uitat că era nebunie, nu aveam timp să mă uit, să mai și fac sezon, să mai și la sezon, să fac 13 sezoane, nu s-a putut. Dar am văzut niște chestii, uh, am văzut câte două, trei episoade în fiecare sezon. Și da, în sezonul 13, de exemplu, uh, nu prea râdeam. Eu n-am râs, râs, am văzut finala de anul trecut și de ultimul sezon și n-am râs deloc. Dar ce lipsa um, -a -a bă, în primul rând, cred că ce lipsa de acolo um, erau numerele, uh, varie, varietatea lipsea. Uh, erau, au fost 12 sau 13, nu mai țin minte în finală, cred că 12, uh, concurenți, uh, care erau toți stand up -uri, Doar că doi veneau și cu o chitară. Dar erau. Eu am văzut 12 oameni cu un microfon. Zici că era, zici că era festival de folk. Deci, 12 oameni cu un microfon, poezie și folk. Uh, și mi se pare, băie, să am Dita mai platou, să am toată grafica, să am 12 camere, să am car să am... și să fac oameni la un microfon, mi se pare că e, e o pierdere de resurse foarte mare. Uh, și cumva era și uh, de ce nu râdeai, e că stand up de exemplu, tradițional stand up nu prea vreau să vină la ai uh, umor, pentru că juriul, el spuneau că băi, nu e competent să judece stand-up. Da? Nu e de meserie. Păi, da, uh, da. Când a venit Costel, au mai, au mai, venit, numai că în paralel cu apariția lui Costel, uh, a plecat și emisiunea dedicată stand, stand up Stand-Up Revolution. Și atunci cei mai buni stand up din România au zis, păi mă duc la Stand-Up Revolution, nu vin la umor, mă duc acolo că e o emisiune despre stand-up, cu cinci jurați stand up -uri. aia e emisiunea pentru mine. Și tot rămâne aici cu niște stand up cumva mai slabi și în mod ciudat îi ajungeau în finală. Adică eu aveam o finală cu, cu 12 stand up nu cei mai Bun și mai haioși. Și le-am le zis colegilor mei, le am venit cu observațiile astea din, din exterior și le-am zis, băi, este anormal complet. Noi trebuie să, aici, trebuie să aducem numere de... Le eu tot folosesc vorba asta, le -am, am inventat vorba asta și m-am tot folosit de ea, că poate mie mi se pare că îți spune îți dă o perspectivă bună. Le zic, bă, în final asta putea fi la radio. Deci nu n -n aveam nevoie de televiziune. Oameni care strână la un microfon și spun, glume o facem audio. Putea să fi podcast, putea fi orice, nu, nu era uh, un show de televiziune. Uh, și de-aia am încercat acum la casting să tăiem din stand-up destul de mult. Înainte aveai chiar și patru numere de stand-up, patru-cinci numere de stand-up, cu tot cu invitat special, da. pe per ediție, pe emisiune. Știi cum e, e mergi la prezumția că fii în stand-up a trei sterezi, cum se zice, nu? Păi, da, da, nu pot să te iau pe cuvânt băi, pe cuvântul meu de stand up -er că o să râzi, Păi ok, pe cuvântul tău de stand up -er, iau pe niște stand up cunoscuți, îi cred, pentru că au uh, un trec istorie de partea lor uh, de amuzant, dar pe un stand up -er de care n-am auzit, care a făcut și el două open mic-uri până în Cluj, pentru un bar, nu pot să-l iau, nu pot să-l cred pe cuvânt, și zic trimite materialul, să văd dacă râd. Trimite materialul, n-am râs, îmi pare rău, nu ne vedem. Deci acum vom vedea ceva mai puțin stand up decât în sezoanele trecute. Da, da, aș vrea să vedem mai multă televiziune. Aș vrea să vedem mai mult happening. Mai mult și, uite, de exemplu, eu nu înțeleg, îți dau un exemplu. Eu mă tot întrebam când mă uitam la, la ai umor, de ce nu văd scenete? Dialoguri. Tache și mache la masă vorbând. Da? Mișu Fotinou cu Dulescu, Cofeteria Mimoza. Da? De ce nu, nu, văd la ce alte emisiuni ar putea să fie dacă nu la ai umor? Genul ăsta de scenete. Băi, și explicațiile sunt cumva pentru un om din afară să stă în loc cu, explicați cu explicațiile astea. Băi, că au fost tradițional, au venit, n-au venit, cine știe ce și Bendeac l-a desfințat și le-a zis -ă să-l lase de actorie și au cea, le, fi, le e frică și n-au mai venit. Băi, oameni buni, păi nu e, nu e în regulă. Adică hai să vedem cum aducem, cum încurajăm oamenii. Tineri artiști sunt atâția tineri actori. Ies în fiecare an, probabil sute dacă adun și uh, universitățile particulare și de până țară, exact. probabil că ies zeci, sute de actori tineri. Măcar, pe care unde îi vezi? În afară de niște teatre la care săracii nu dau castinguri, nu plin roluri și așa mai departe, unde îi Ar trebui să-i văd aici. Pentru ei ar trebui să fie asta o rampă de lansare. Să-și gândească numere haioase, poate să, ia și texte, poate să ia și texte cunoscute, mă. Dar poate să vină să-mi joace, nu știu, îți dau un exemplu. Dacă fac farfuridici brânzovenesc cu număratul de voturi, dar un băiat e fată și o fată e băiat sau ce vrei tu, îmi faci o bucată de tipătescu cu nu știu cine, cu zoe, dar îmbrac, se îmbracă invers sau adică se aducă un, un, ceva așa, Păi poți să vină cu texte vechi dacă sunt mișto. Știi? Adică eu nu văd de ce n-ar încerca. Ei, nu încearcă. Și nu încearcă cumva Cumva și din cauza noastră, nu doar din cauza lor. Păi, că oricum ai umor, a avut o perioadă și are încă acest branding de misiune în care apar stand-up-uri. Păi, și a găsit e, nici ea singur, cumva. Băi, Antena, din punctul ăsta de vedere, Antena a făcut o chestie foarte uh, curajoasă așa și frumoasă uh, pentru umorul din România. În afară de. Uh, uh, la ferbinți și ce e acolo. Bobo, uh, 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 prietenii mei de, din, mm -hmm. din uh, care sunt arondați proului. În rest, uh, antena a cam încercat să aducă tot restul umorului de genul ăsta de stand-up, improvizație și așa mai departe, să-l aducă în, în, în antenă. Ci, și asta e foarte bine pentru, pentru umor românesc, că ajunge să fie văzut și să ajungă la, la, la atât de da, multă da. lume. Știi cum stand up mai vine și cu un alt aspect, odată că e un tip de umor de conjunctură da? e, e de atmosferă, asta unul la mână și doi, că limbajul pe zona de stand-up nu e cel mai televizual, ca să spun din punctul așa. Din punct de vedere, uite, din punct de vedere ai umor tot timpul a forțat limitele. Deci îți spune bipuri pe ce e de pus bipuri, îl vezi necenzurat pe antena Play, îl pot vedea după 11 noaptea bucățică necenzurat. Au avut atâția, gândește-te că au fost, a fost un concurent care a pictat cu penisul. A fost, adică au, avut păi, numere e, șocante. Păi numere șocante care au zis și în fața ceneului că zic, măi, prea țări calul. Băi, da, da știi, Acum, dacă e să faci televiziune după Cinea, să mă iertă Dumnezeu. O să Uite, fie destul de plin Dar chiar, tu ce zici de momentele astea? Uite, am avut un pictor care a pictat cum a pictat. Am avut-o pe, cred că Bia Califa, care a venit <sus> nu îmbrăcată, purtând, ca să zic așa, niște măști de protecție. Da, am da. avut momente care s-au fost judecate la Cinea pentru uh, faptul că s-a depășit pragul, că au fost foarte vulgare că despre asta era vorba. E, da, eu, eu discuție aici? e o discuție aici. Eu cred că trebuie să există un, un... Eu cred că trebuie să împingi limitele. Trebuie să ieși... Nu eu pun limitele. Ce ne-au pune limitele? <laughs> uh, da, eu cred că tu că trebuie că le, să le împingi. Că, că limitele bunului da, simț al Republicului. Da, și eu cred că nu trebuie să fii vulgar de dragul vulgarității. Mă întorc chiar la esență. Ea trebuie să fie funny numărul. Dacă eu am râs, N-are nicio importanță că l-a fost în fundul gol. Dacă am râs, dacă e doar un fundul gol, și atât, nu mă interesează. Nu e, nu e număr de ai umor, pentru mine. Eu, treaba mea nu e să fiu polițist la umor. Treaba mea este să uh, 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 fiu hoț la umor, nu să fiu polițist. <gângânt> da? Uh, uh, dar cred că, uh, băi, are atât de mult target uh, și trebuie să fiți puțin... Și ce-și dorește uh, targetul ăsta, uh, care e foarte variat? Uite, uh, ai umor, are cel mai mare canal de YouTube din România. Da, am scris și noi. Da, cel mai mare canal de YouTube din România. Basta înseamnă că faci niște lucruri acolo pe care oamenii vor să le vadă. Că la YouTube e... Numai ca la televizor te iei după niște people meter. Tu nu știi dacă oamenii, oamenii au vrut sau nu au vrut să vadă. Dar la, la uh, online este destul de simplu. Au dat click. Și au stat, Bine, da. și au urmărit, și au dat share, și-au dat subscribe și așa mai departe. Deci au făcut și-au dovedit uh, apetitul pentru ce ai pus-o acolo. Uh, uh, și asta înseamnă că, băi, sunt unii care râd la stand-up, sunt alții care râd la uh, Bia Califa uh, cu mască. Da, tu ai, av ai avut acum în sezonul ăsta, ai te în care ai spus, băi, nu știu, uite, fata asta e doar goală și atât. Da, sigur că da. Și a intrat sau n-a intrat? Nu, n-a intrat. Nu intră niciodată, dacă e doar atât. Uh, dar avem, uh, avem, o să avem și sezonul ăsta uh, uh, lucruri de astea din brandul ai umor, ca să zic așa, că, uh, dar care obligatoriu e să fie fani, că obligatoriu e să râdem și noi, și jurații, și publicul, și toată lumea la el. Uh, ca asta e treaba acestei emisiuni. Treaba mea nu e să arăt oameni în fundul gol. Treaba mea nu e, eu nu fac. Uh, cum îl chema pe ăla, care înjura în continuu? Uh, 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 îmi vine să zic Howard Stern. Howard Stern îl cheamă, nu Howard Stern. Uh, știu de știi ce despre cine vorbesc? Da. E, eu Treaba mea nu e să fac aia. De dimineață, de Treaba mea aici nu aici. e să fac asta, să uh, uh, aduc. ia, bă, ce, ce e mai vulgar se poate vedea la umor. Nu, treaba mea să. treaba mea. Când zic a mea, nu am luna omoviș, treaba lui umor. Când zic a mea, eu am. Uh, dăm asta cumva să mă identific cu lucrurile pentru care lucrez. Uh, Brandurile astea. Uh, și uh, treaba mea este să aduc lucruri amuzante acolo. A, ah, dacă ele sunt câteodată vulgare, câteodată. Uh, da, pe net, ce-ți vine de pe TikTok, de pe. Uh, filmulețele toate virale pe care le primești pe, de la prieteni pe, uh, uh, pe WhatsApp, de exemplu. Cum am și eu? Ne punem glume, prieteni, cu, cu așa. Tu te întrebi o dată dacă ești vulgar? Nu, nu, dar. Cum unele ele sunt, evident. Da? Dar te întreb dacă ești vulgar nu, nu. Vorbind te... de pe televiziune, sunt și niște reguli? Te întreb dacă fa... mai bine n-ar fi regulile, dacă mă întreb pe mine. Pentru că regulile alea nu sunt cele naturale. E, ce se întâmplă în viral este naturalul. E și natural, pentru că, de exemplu, una din reguli spune că uh, copiii trebuie protejați. Nu le dai uh, glume, Băi, vulgare... începe, la, până începe până la 8 jumate și ține până la 11, emisiunea asta. Da. Și ai telecomandă. Copiii au telecomandă. Deci, nu, mă rog, aici intrăm într-o altă discuție cu cna -ul. Tu știi că eu n-am fost niciodată prietenul. Am avut cu reclamele mele de nenumărat ori Bine, intersecție acum cu CNA. Poate ajunge iar la CNA, dar acum și cu televiziunea. Păi asta o, știu, știu drumul. <laughs> nu, no. dar să știi că de, de fiecare dată a existat, noi de exemplu la, tu știi că în publicitate aveam comitetul la etic de la RAC, cumva, adică nu ajungeam la CNA să vorbesc cu niște oameni puși politic acolo, decât după ce vorbeam cu niște oameni din industrie, care înțelegeau mm. cum funcționează lucrurile. Da, mă, rog, nu aș vrea să vorbesc despre CNA, că nu e despre CNA, eu, n n eu sunt director de creație aici, nu sunt legalul de la de la uh, antena sau de la e-humor. Omul cu ideile, dacă că vorbeai din publicitate. Uh, e și un fel de, nu știu, refugiu al tău că în reclame, eu -am mai, nu prea am mai văzut reclame cu uh, reclame fanii, atunci măcar dacă nu mai fac reclame fanii că sunt clienții cu un sens corțos, mă duc și fac televiziune fanii. Da, mă, pentru mine este a venit foarte bine acest... Uh, Gândește-te, când a început pandemia și uh, nu, nu se mai filmau uh, reclame, a fost un, o frână bruscă atunci în în uh, uh, producția de TV pentru reclame. Uh, mai ales uh, și oricum nimeni nu se dă, avea curaj să facă în pandemie reclame fanii. Deci erau oricum, Era o trebuie să fim empati să lacrima, a, Deși culmea e că uh, în research-ul îți ieșea că lumea, avea, lumea spunea textual, vrem caterincă, vrem umor ca să uităm de probleme. Nu, dar tu le, le puneai tot cu lacrimă. Că știți că aveți probleme, dar domne, toți înțelegem că avem probleme. da, mă rog. Eu m-am apucat, am stat vreo lună, două, atunci destul de busolat de ce de Dumnezeu se întâmplă, și după am apucat să filmez bancuri. Mi-am făcut o jucărie care se chema bancul de luni și am început să filmez bancuri, pentru că bă, și nu numai că credeam în ea ca business, că ar putea la un moment dat să trăiască făcând product placement și așa mai departe. Uh, ci, cam zibă dacă lângă branduri dacă nu mai e umor în reclame. Deci nu mai se mai aduce a umor lângă branduri, că poate aduce niște branduri lângă umor cumva, să facem umor. Dar în primul rând era, a fost terapie pentru mine să rămân întreg la cap în toată perioada aia și să... și nu numai eu. Și că am avut 60.000 de mii de followeri, mă rog, lumea, și acum, în vin tot de-asta că lumea mai intră pe pagine și așa mai departe și mai de subscribe și share-uri și am avut... Ce dracu, am apărut cu primul banc pe care l-am făcut, mi-a trimis Florin, șef Florin Dumitrescu, mi-a trimis, zice, bro, fiate că ești pe, în trending pe 9 gag cu primul banc, adică și au avut unele au avut milioane de view pe TikTok, pe nu știu ce. Dar am făcut un în primul rând să fiu eu întreg la cap, că nu, nu înțeleg de ce să nu fiu lângă umor. Și dacă a apărut povestea asta, imediat m adică mi s-a părut interesant. Adică să iai umor ca un client, nu? Ca pe un client. Sigur. Și cum Pentru e mine, de, de ce nu? ai umor față de un client de publicitate? Băi, vis. De punctul ăsta de vedere, vis. Uh, pentru că e, uh, mai zic o dată, libertate creativă totală. Cu un buget în spate. Nu exorbitant, dar destul cât să poți să faci, să aduci și numere de străinătate, să faci producție cum trebuie. Ceea ce, iar, între, între frica clienților de publicitate de a mai face lucruri îndrăznețe și zgârcenia de a, de a, le, de a pune buget în spate care să facă chestii remarcabile, față de asta, ai umorie clientul ideal. Poți să faci ce vrei, cât timp o faci să fie fani. Nimeni, nim, nu te întreabă nimeni, uh, uh, nu există cenzură, nu există nimeni care să spună facem numărul ăsta sau nu facem numărul ăsta. Sigur că vorbești cu conducerea postului și le spui, bă uite, cam așa vor arăta zilele filmare, cam astea sunt genul de invitați pe care îi avem. Nu s-a, uh, n-a zis nimeni la vreun număr, nu. Evident că lumea din conducerea postului vrea să se asigure că, bă, avem o emisiune, că lume, echipa vrea să facă o emisiune bună. Dar de aici încolo e libertate, fă, na, numai fă. Chiar e, mai, mai avem vreo șansă să-i mai. noi ca. Da, vorbesc ca, noi ca oameni. Da, să-i mai uh, dezmorțim puțin pe clienții care altădată. păi, se lăsau, adică se lăsau pe mâna puștarilor și ieșeau lucruri de pe care lumea vorbea mai departe. Nu prea cred. Nu prea cred că se mai întoarce mortul de la groapă. Uh, acum e o. mi se pare că e. Uh, gândește-mă că au făcut anul trecut, ăștia de la Cantar au făcut festivalul festivalul spoturilor uh, researchuite. Care a vândut mai bine între spoturile researchuite, cu premiu? Deci, acum research is king. Pentru că research uh, este uh, refugiu. Uh, uh, acolo fugi de responsabilitate. Vrei să mai, acum să mai apropii un uh, uh, Dorele de la Unirea, sau un Laser, frate, sau un Batman? Ți îți pui gâtul pe pe ghilotin. Ai pus gâtul pe butuc și zici, bă, am aprobat. Dacă merge, merge, dacă nu merge, nu merge. Dacă nu merge, ți se taie cap. Păi și atunci nu mai bine fac eu research și zic, dom'le, mă scuzați, orice s-a aprobat, au aprobat acești cinci milițieni din Iași, de pe stradă. Nu eu. Nu. Consumatorul nostru, păi, King. Cum se spunea că dacă se făcea research, iPhone nu mai apărea. Dar dacă se făcea research, bă, research e întotdeauna o glindă retrovizoare. research nu se poate face inovație cu research. Nu există îndrăzneală din research. Acolo este ei, oameni de pe stradă, în primul rând, complet, bă, și aici cu research -ul. Că una e să le arăt spotul gata filmat și să-l verific cu ei, că nu e un big nou, -no, că nu, eu știu ce e o chestie, un dezastru, ce că, băi, e ceva ce nu am prevăzut noi. Alceva e să le arăt un storyboard sau un animatics și să-i pun să-și imagineze cum va fi spotul cu actori, cu nu știu ce. Păi niște oameni care nu au făcut asta în viața lor. Adică nu, sunt, nu sunt suficient de regizori, nu sunt suficient de oameni de publicitate, profesioniști, care cred că își imaginează în același fel spotul. Da, apoi niște milițieni de Iași de pe stradă. Că eu când zic milițieni de Iași, chiar am pățit. Am avut research și era un polițist de niași. Și, și era întrebat, cum mai face tu reclama asta? Și eu, zic, bă, da, de cine luăm banii? Noi, agenția, voi, clienții, noi pentru ce suntem plătiți? Dacă întrebăm un milițian din Iași cum ar face el spot. Da, uite, pe TikTok, de exemplu, sau pe, de pe toate rețelele sociale, este o fel de filmulețe foarte funny care ar putea cu, și cu branduri care s-ar putea duce înspre publicitate mainstream. Crezi da, că e ai șansa asta? nu, eu nu cred că mai e șansa asta. După 2008, după prima criză financiară, când au dispărut cam toți directorii de marketing pe care îi știi. Și au venit oameni noi, mai, mai prost plătiți, că de-aia i-au dat afară. Că în 2008 au fost oamenii scumpi, au fost decapitați de pe peste tot. Foamea care îi caracteriza înainte pe client s-a transformat în frică. Și frica este, bă, ca să nu ajung să fiu dat afară. Și eu tot timpul dau exemplu ăsta. uite cea mai tristă chestie care se întâmplă în cea mai mișto categorie de publicitate, care ar trebui să fie berea. Cred eu. Că e un produs care întotdeauna însoțește buna dispoziție, veselia, e îndrăzneț, tradițional în lume, a avut super reclame, super haios. Uite-te știu că este despre... De ani de zile vezi malți și hamei și apa și e despre ce pe etichetă. Iar mentalitatea nu e că băi, consumatorii vor să afle ce pe etichetă. Că nu e adevărat. Nimeni la bere nu... Am băut cisterne. Nimeni la bere nu întoarce aia. Băi, ia mă să văd eu ce are pe etichetă. Nu există. Nu există această preocupare. De da? decât eventual într-o nișă, uite, tica la, cum le cheamă, IPA-urile sau cum se cheamă, toate berile astea artizanale în care vrei tu să vezi că e cu gust de coacă. Dar asta e o prostie, voi vreți de lager, de berea bere, da? Nimeni nu este interesat de ce e acolo. În afară de brand manager, care pentru că a scris ce e pe etichetă, nu poate fi dat afară. Cine poate certe că ai vorbit despre ingrediente? E relevant? Interesează pe cineva? Nu, dar nu asta este, treaba mea nu este asta de brand manager, să intereseze pe cineva. Treaba mea e cum fac eu să mă interesez de mine. Da, bine, asta se poate uh, traduce, dacă îndrăzneala, se poate traduce și în rezultate și mai bune decât cele păi care... cum o să afli? Cum o să afli? Și... Doar, Doar, o îndre... afli că... Doar îndrăznind vorba păi ta. Da, <laughs> nu, nu o să știi niciodată dacă vindea mai bine o reclamă haioasă decât aia cu ingrediente. Pe de unde știi? Că n-ai făcut reclama haiasă. Tot ce poți să faci, dar asta este așa un big no-no, este să te uiți în istorie. Și să vezi, ia vezi bă reclamele haioase, la bere, la coniac, la mașini, la ciorbă. Au vândut mă, mai bine. E, erau alte vremuri. Asta o să auzi. Și toată lumea este așa, nu, 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 research. Vă mâncava și, dacă făceau research, dorel și. Bă, bă, Batman și ăla negru de respira greu și habar n-am ce Dumnezeu mai vrei tu. Toate prostiile, tot ce s-a făcut mișto în publicitate și nu numai ce am făcut eu, ce a făcut industria asta mișto, niciunul n-a trecut pe la vreun research. Pentru că când faci o glumă, ca să revenim la povestea cu umorul, bă, unii vor râde și unii nu vor râde. E greu să nimerești gluma de, de care râde toată lumea. Soluția, și am auzit prostia asta de la niște clienți la un moment dat, păi da, dar fac o glumă și dacă că nu o să râdă toată lumea. Și zis, păi, fă trei glume, pe trei paliere ca să râdă cât mai multă lume. Deci, da? E, dar nu mai bine fac eu ceva plictisitor? La care nu râde nimeni? Adică asta e varianta ta? Să faci ceva în nasol la care nu râde nimeni? Asta e logică? Pentru că la el alte râd doar o parte. Bun, dar au râs unii. Pe unii e motivat. Exist... Bă, și exista, aduți aminte, Petrișor, că ne știm de în exista pasiune și în interiorul industriei, adică și în interiorul agențiilor, ura, competitivitatea aia cu care ne băteam, cu care ne înjuram, cu care vroiam să câștigăm, cu care luptam, dar și la clienți. Aduți aminte că veneau la Ador clienții și erau, abia așteptau să se câștige categoria la, la de creativitate. Acum nici măcar nu mai există festivalul. De mult nu mai există. De mult nu mai există. Adică nu că nu mai există dorința de a câștiga. Este, nu mai contează. Și, a, și se uită la uh, uh, festivalul uh, Pinocchio, că, cum îi zic eu, la EFI și la toate alea, unde dacă, mă rog, toate filmulețele de caz care înlocuiesc campaniile. Știa. Exact, dar XL-urile. exact. Dar chiar apropo de publicitate, dacă acum ești și în ai umor, mai ai vreme și de publicitate de partea de Că la urmă e ieși... Mai am, 500. mai am vreme. Aici nu sunt decât pe o... Gândește că noi am... mai avem câteva zile de filmare și am terminat uh, Ai Umorul. Mai am vreme de publicitate, nu mai sunt atât de... A și lucra cu clienți mai puțin și mai îndrăznesc. Tot asta sper eu, știi? Să, să lucrezi mai cu antreprenori, mai cu... cu... Da, dar știi cum se spune? Să, să lucrezi, dar să și mănânci din ce lucrezi. Bă, da, nu o sunt în... Nu o sunt... N-am ajuns cu... Nu sunt cu cuțitul la os, din fericire. Nu, nu e, aia a, 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 a principala, a, a principala, problemă. A, 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 a întotdeauna, știi, Leo Burnett avea o vorbă pe care eu mi-am însușit-o de multă vreme. Do the right thing and money will come. Știi, nu e invers. Cât timp vrei să faci bani, ăla e primul lucru. tot le ne zicea, știi, dacă tot ce vrei ca agenție de publicitate e să faci bani, la un moment dat o să vezi că nu mai ai ce bani să numeri. Știi, e invers. Fă work bun și agă, vin și noi clienți, vin și fiuri, vin și... Da, fă ce trebuie, știi. Uh, și satisfacția mea e mult mai mare să fac o chestie care îmi place decât să fac o chestie de pe care, cu care am plătit facturi. Știi, adică... Mh. Parcă nu e, a, poate să fac oricine, a, știu să o fac o grămadă în piață. Dar, uite, acum, că ai semnat, ai făcut pentru un sezon, nu ai făcut un da. sezon. E, și cam așa, nu -ți dau, nu -ți să zici din contract, dar ai să spus, băi, fii atent. Dacă lucrurile merg în direcția asta, atunci mai facem un sezon cu tine. E, care e direcția aia în care trebuie să meargă neapărat lucrurile ca să, să fii și la următorul sezon. Am tot și niște necrieți. obiective de audiență, cum la povestea asta, da. în contract. Păi, nu e normal, oamenii... Cât, cum e față de ce era, dacă ce ne poți spune, apropo, băi uite, trebuie să fie cel puțin nu, o atât ce, mai pot mare, spun, ce pot Să spun, ce pot să spun este așa, că uh, uh, obiectivele nu sunt trăznite, sunt uh, obiective, măcar să te întorci la cum era, la chestia, că adică nu, nu trebuie să faci o chestie nemai văzută, trebuie să faci o chestie să-l aduci pe umor unde era. Unde era când? Că a, cam la ce nivel de sezon? Că uh, au fost sezoane mai bune uh, și mai Băi, Păi uh, Nu, el în medie... Deci el a scăzut cam cu un sfert din audiență în ultimele două sezoane. Ultimul sezon, mai exact. Uh, culmea e că n-a scăzut de când a plecat de A scăzut de la începutul sezonului. Nu știu, de, nu știu de, ce. Eu cred că e un cumul de factor la povestea asta. A scăzut cam cu un sfert în audiența pe care o avea. Și obiectivul meu e să-l aduc înapoi la, Audi, la unde era acum 2 ani, minim. Nu e, nu e ceva de realizat. Nu e o mare brânză. Mie nu mi se pare că e o mare brânză. Și dacă l-aduce acolo, mai faci un sezon. Dacă o la aduc acolo, duc atent, nu vorbesc de contract pe al doilea sezon, nu, nu știu, o să vedem. nu, e nu, nu, asta e povestea, nu am niște condiții financiare legate de audiență în, în contractul meu. Nu, din asta va fi. Dar, de dacă lucrurile merg bine, nu știu de ce n-aș... Și din partea mea, dacă eu sunt happy cu ce s-a întâmplat acolo și, și, antena e happy cu ce, cu ce s-a întâmplat, de ce n-am continuat? Dar nu știu, deocamdată Vă și făcând, hai să-l facem pe ăsta să meargă bine știa? Nu mă gândesc la ce facem la uh, Toamnă sau nu știu ce uh, Antena Pare un, un loc Știi, e, e o chestie mișto uh, uh, Chestia mișto la antenă e că face E o singura televiziune mare Probabil și Canal de Într-o măsură, că e și ea destul de mare uh, Care face formate românești, Care face formate locale Și nu e frică să încerce cu formate, știa? Deci că nu mai fac asta și o să fac altceva e foarte probabil. Adică dacă e un loc unde lumea vrea să încerce, e perfect. Ăsta e locul în care trebuie să fii. Pentru că, uite, pro, de exemplu, în afară de fierbinți, nu știu să mai facă un alt format local. Um, care, uite, nu știu să mai aibă... Nu știu de, să mai aibă... Da, da, adică în general A, iau au formate... De zi, vorbește lumea care Da, da, nu, eu vreau să formatele, formatele de uh, show-uri de seară și nu știu ce, sunt toate verificate The în alte voice, țări, de voice, voice licențiate și așa mai departe. Um, e nasol, să, din punctul meu de vedere, de, de, să, nu, a, să nu pot să, decât să fac o chestie uh, uh, fixă, știi? Să nu vii cu, bă, uite, am o idee de format, ce mișto ar fi. E, uh, la antenă se încurajează povestea. Uite, au făcut stand-up revolution, au făcut România are rău, stă, acum au făcut, nu te supăra, frate, în, în bă, data. Nu mai le că... ne merg, nu prea merg, le... Da, da, e, evident că unele vor merge și unele nu vor merge, dar măcar încerci. Știi? Uh, măcar ai unde să încerci la canalul mai face, dar canalul are o, o mi se pare că are o politică de mai de austeritate, așa la, la povestea asta. Adică, bă, am vrea să facem, dar nu nu Fiecare cu mari producții. Da, nu cu mari producții, cu chestii mai mai restrânse. Uh, și eu, o chestie eu cu prietenul meu, cu Augustin Julea care a fost la chestiunea zilei și la Cata, avem cu mulți ani de zile de vreo doi ani de zile toți scriem formate de televiziune și ne batem capul să facem treburi a, de, de, de genul ăsta și de vreo zi? doi ani de zile toți stăm în brainstorming și încercăm să vindem să facem prezentă pe la diverse televiziuni uh, nu, era cât pace să vindem la prima uh, ceva și li s-a schimbat conducerea și m-am dus să semnez contractul și am aflat că nu se mai face emisiunea și că, că m-am dus să, să semnez contractul Uh, era o chestie simpatică, bazată pe bancul de luni, cumva. O emisiune și de umor, de o oră, o emisiune de umor. Și le propui și antenei, că uite, acolo. O să ajung și o să. Evident, o să, stă, o să propun la un moment dat și uh, antenei, o poveste de genul ăsta. Uh, dar, uh, de zic, odată ce suntem happy unii cu alții, uh, posibilități există de, de colaborare și pe alte străzi, adică nu doar pe ai umor. Deci deocamdată pe zona asta e de scritură, deocamdată e în stand-by. Eu nu. nu scriu nimic, n-am scris nimic. Păi nu, formatele astea. A, la formate avem, am niște formate. Trebuie să, da, n-am, încă n-am apucat să discut cu ei de, despre asta, dar Uh, bă, știi cum e? A fost și mișto experiența asta de la umor, pentru că noi am scris niște formate, chiar unele erau de show mari, de genul reghete sau ai umor. De, uh -huh. Așa. Uh, acum, cred că vor trebui revizitate formatele după ce am văzut ce e în bucătărie. Uh -huh. știi, cu, cum se și fac astea, că așa de acasă, de pe canapea, e foarte mișto să scrii mamă și să facem avioane. Știi, eh, nu, ei, nu, nu, merg chiar toate avioanele. Dar cred că e o experiență care îmi folosește inclusiv pe strada asta. De a scrie. Ca Pot, bă, na, nu pot, eu nu pot să stau, caut un locuri cu creativitate, știi, unde mai e loc de creativitate. Nu mai, e, nu o să mai fie într-o bună zi în publicitate, nu o să mai fie în publicitate, și mergem în altă parte. Pe zona de film te-ai jucat cu... Uh, Dar am fac film, ce, nu, nu adun bani să-mi fac filmul, uh, lungmetrajul. L-am scris, acum doi ani, m-au încurcat și pandemia și războiul ăsta cu finanțările. Dar am jumătate din bani, și acum uite, după succesul team building și. Este așa. După ce au apărut niște filme de astea românești care au dovedesc că pot să aducă oameni în sală și să facă bani de la capătul corect al procesului, mm -hmm. adică de la vânzarea de bilete. Exact. Nu de bani de producție, de la vânzarea <laughs> de bilete. Uh, am început să-și uh, uh, să deschidă apetitul diversi investitori care și să vină să zică unde e, zi. unde e filmul meu. Ca nivel acum. Am strâns jumătate din bani. Ele, eu trebuia să-i dau motor în martie anul trecut. Deci aveam tot. Am casting, am scenariu evident, am tot castingul, am locațiile, am echipa tehnică, am dop am actorii, am tot, tot, tot ce-mi trebuie. așa, în trei minute, detalii povestea scurt, ne, da, scurt. Da, da. Sau ideea, E, e o comedie? Da, e, tot, e comedie. Nu e numai comedie, dar e comedie. Se cheamă uh, stand-up. Este cu... Uh, cam aproape toți stand up -ă mari din România. Adică, hai uh, să Poftim? să uh, și numim. Să și numim. Uh, Teo Viocostel, micuțul, Micuțu, Natanticu, uh, nu știu dacă uit pe cineva acum. Uh, mai puțin cu prietenii mei de la uh, uh, Fierbinți, pe care nu mi -a, n a vrut să-mi dea. <gură> N-au mai putut să. nu le-au aprobat să vină să joace în film. Păi e un film independent, da? Da, da, au. mă rog, Prou e mai. Uh, uh, așa, mai mămos cu, cu vedetele lui și îl. Uh, îi, îi controlează mai. Ce mai se întâmplă bine? așa pe scurt în filmul ăsta. Este povestea unui haios, al, haiosul grupului, să spunem, din, de pe vremea lui Ceaușescu, pe care viața l-a dus pe altă stradă, evident, și care descoperă acum la bătrânețe, la maturitate, descoperă stand-up-ul și în ce vrea să vadă dacă ar fi putut să facă, să trăiască din umor și din veselie. E, cumva și povestea mea, e povestea multora din generația mea, pe care uh, uh, viața i-a dus să facă inginerie când ei poate vreau să facă altceva. Să cânte, nu? Să cânte, da, de ce Noi. nu? Sunt o grămadă de care au făcut, care, uh, pe care anii ăia i-au dus pe cu, totul altă, pe cu totul altă, pe cu totul alt drum. Și rolul principal cine e? În rolul principal este uh, uh, Gabi Spahiu, Gabriel Spahiu acum. Și tu apar pe acolo? nu. No. Nu no, eu doar l-am scris și regizez. No. Deci și regiza. Da. Da. Așa și adun bani. Exact. <laughs> și, exact. Când, și când, ai vrea să-l încep? Dacă eu tot ai, probabil bine. că în toamnă. Dacă, dacă se leagă lucrurile, în toamnă aș vrea să-l încep. Și să fie gata la anul. Să fie gata, da. Păi sunt două momente de lansat filme. Ianuarie-februarie și octombrie-noiembrie. Astea exact. sunt momentele de lansat filme. Să prinzi unul dintre ele, probabil primăvara viitoare. Mi-e pare că eu aș vrut să-l fac de anul trecut. Că Prin eu așa sunt, eu când mă îndrăgostesc de o chestie, vreau să fac atunci. Nu-mi nu place să o târâi. Dar, na, asta a fost. E film independent, costă. Vreau să-l fac cu o echipă cu Marius Panduru Diopia. Eu vreau să-l să arate bine. Dacă tot e primul film, nu vreau să fac cu, niciun compromis. La locații, la camere, la... și așa mai departe. Nu, vreau să arate bine și atunci costă distracția asta. Așteptăm să facem un interviu și pe, pe film, atunci că nu ne place. Noi facem interviu cu oameni Sigur, de film și Cu plăcere chiar facem, ne, facem ne când plac. Să măcar să se, să se întâmple. Da. Și uite, pe, pe final, așa, știi, cu noi avem așa momentul publicitar, știi că, bine, tu, publicitarul Naumovici, ai 30 de secunde în care să spui de ce să se uite lumea la umor făcut și cu Naumovici. Băi, pentru că este uh, uh, funny, deci am râs, am văzut prima ediție și am râs de 10 12 15 ori cu voce, deși eu am fost la filmări, de știam ce e acolo. E Fani, e băieții ăștia noi borda corta și Magic și Robert Tudor aduc o grămadă de, de momente interesante de distracție. Chelul a făcut un sezon cu chef. s-a distrat și a plăcut Delia, Delia e singura care ia tot timpul a fost veselă și Haioasă, dar și Chelo a avut chef de, de sezonul ăsta și a fost mișto. Badea cu copoți la fel, le-am făcut tot felul de jumbuși lucruri și tot felul de, de prostii. Concurenți variați, toate numerele cu o premiză de umor, absolut toate numerele și cu mai puțin stand și mai multe momente de, de televiziune, deci divertisment de televiziune, happening circ, tot felul de, de trăznăi. Și partea cu femei goale? Păi nu, nu sunt atât de multe femei goale. Dacă stai, acum mă uit la primele 9 zile de filmare, nu ți-mi -ți să am vreo femeie goală-goală. Ca în alte sezoane. Ca în alte sezoane, nu. Sunt și momente cu... Uh, uh, cred că am și... Există și momente cu... cu uh, Bia Khalifa, de exemplu. Dar este îmbrăcată ca Eva. Nu este goală. Știi? Adică are frunzele, cele trei frunze la locul lor. Bogdan Naumovici, mulțumim pentru interviu. Noi o să urmărim să vedem cifrele. acum. Că Ce? Cifrele astea, să vedem se acolo, și mie. Ia. Cât, cât a crescut, a crescut, n-a crescut, s-a dus în jos, nu s-a dus în jos. Da, sunt, sunt, și eu curios de, de, povestea asta. Sper că i s-a făcut o promovare suficient de, de, puternică să plece frumos din acum de sâmbătă, de pe 11. Uh, dar cred foarte tare că dacă vezi ediția de pe 11 o să vrei să o vezi pe aia de pe, 17, de pe 18 următoare. Vom vedea. Da. Uh, mulțumim încă o dată. O mare plăcere, Petru. Uh, ai umor, cum spuneam, uh, un nou sezon, acum și cu un director de creație, cu Bogdan Naumovici, din publicitate îl cunoașteți, îl cunoașteți toți. Nu uitați, înainte să încheiem interviu, dacă n-am spus că n-am spus parcă la început, share, like, tot ce trebuie de mai departe o să dea și Bogdan de toată lumea, evident, ca să se viralizeze. Că noi da, Să viraliz se viralizeze. Ce? Trebuie, cât să se viralizeze. Așa cât poți, cât O discuție cu noi doi. Cât poți să se viralizeze? Cu o doi tipi îmbrăcați de. foarte bine. Exact. Uh, acesta a fost interviul nostru. Mulțumim că ne-ați urmărit până aici. Cum spuneam, share, like, tot ce trebuie. Eu sunt Petrișor Obaie și până la următoarea ediție a interviurilor, numai bine! La revedere!